Numărul persoanelor infectate cu virusul papiloma uman este în creștere de la un an la altul. Această infecție virală determină leziuni ale pielii sau mucoaselor din diferite părți ale organismului uman. În prezent există mai mult de 100 de forme ale acestui virus, iar infecția cu cel puțin o formă este frecventă și în țara noastră. Medicii trag un semnal de alarmă. Este foarte greu să previi apariția papilomelor, însă este recomandată începerea unui tratament precoce. Simțiți ceva? Da, simțit absolut. Cum vedem noi, este un element pediculat, destul de banal, deci am făcut anestezie locală și îl evaporăm, excizăm cu temperatură înaltă, cu undă laser. E un aparat performant de ultima generație, care pe larg deja este folosit în lume, laserul chirurgical, noi la moment folosim deci laserul cu contact direct. Ion Podulean din Capitală spune că acest papilom îl avea de mai mulți ani. Chiar dacă îi crea disconfort, bărbatul susține că avea rezerve să meargă la medic. A decis să vină la specialist doar după ce o cunoștință și-a înlăturat problema ușor și fără consecințe. Chiar când mă spălam, făceam baie, cu buretele o atingeam și îmi provoca disconfort. Și tot, mi-era frică să mă adresez la medic. Adică, și am auzit prin prieteni, că un medic foarte bun și o clinică care înlătură papilomele astea cu metodă performantă, cu laser, și am hotărât să vin să mă înlătur problema foarte ușor și rapid, trecut procedura. Papilomele sunt tumori cutanate benigne, de culoarea pielei sau hiperpigmentate, localizate cel mai des în regiunea gâtului, în fosele axilare, în regiunea submamară, dar și în jurul ochilor, pe torace sau abdomen. Dimensiunile acestora variază de la 1 la 5 mm. Medicii nu recomandă tratamentele făcute acasă, care ar putea duce la consecințe foarte grave. La moment, metoda cea mai actuală, cea mai sigură și inofensivă este lazeroterapie, deci foarte ușor se înlătură prin intermediul lazerului sub anestezie locală. În caz de papilomatoză severă, adică la prezența multiplelor elemente pe corp, noi indicăm terapie antivirală sau imunostimulatoare. Scade un pic concentrația lui și prin timp în reapariție acestor elemente. De regulă, papilomele se transmit prin contact direct cu persoane infectate sau cu obiectele contaminate de acestea. Una din căile de transmitere poate fi și cea sexuală. Mai mult, papilomele pot apărea și în regiunea mucoaselor, precum cavitatea bucală, regiunea genitală sau cea anală. Această problemă, la prima vedere banală, nu trebuie neglijată, susțin medicii oncologi, deoarece există un risc de transformare malignă a acestor elemente. Dacă au apărut aceste papilome sau alunițe pe corp la dumneavoastră, deci numai decât adresați-vă, vă rog, la medicul dermatolog. El o să vă consulte, fiindcă ele poate să infecteze, fără dor și poate că ele trebuie să înlăturate. Virusul papilomii uman, asta e principala infecție, fie a papilomilor, fie în ceea ce ține a displaziilor și a cancerul colului uterin. Toate fetițele de la vârsta de 14 ani ar fi bine să se vaccineze, previn nu numai cancerul colului uterin, dar și cancerul vaginului. Implementarea pe larg a tehnologiilor laser în sfera medicală permit în prezent tratamentul formațiunilor benigne ale pielii în mod sigur și inofensiv, afirmă doctorii. Potrivit ultimelor statistici, în jur de 70% din populația lumii este purtătoare a virusului papiloma uman.